Din cauza secetei generate de temperaturile caniculare, toate apele au scăzut, în special pe Jiu, unde s-au înregistrat debite de 3 ori mai mici, iar nivelul în barajul de la Valea de Pești este sub cota normală. În restul județului însă situația este sub control și nu există riscul ca populația, cel puțin cea din mediul urban, să rămână fără apă la robinete. Pentru locuitorii din mediul rural, sfatul reprezentanților operatorului regional de apă și canal Apa Prodeva este să folosească apa cu responsabilitate pentru a nu se ajunge la restricții. Suntem în pericol, în cel puțin în orașe, să avem apă cu porția? Nu, în zona urbană alimentarea cu apă funcționează în mod corespunzător. În zona periurbană există, observăm o tendință de a iriga cu apă potabilă și acolo îndemnul nostru este de consum responsabil de apă, pentru că nu, pentru a nu ajunge la o limită critică în furnizarea apei potabile. Canicula, observăm că continuă, da, repet, furnizarea apei potabile se face la parametrii corespunzători. Dacă în sudul județului au apărut primele semne de îngrijorare, în centru situația este mult mai bună. Nici Mureșul și nici lacul de acumulare Cinciș nu înregistrează scăderi semnificative ale debitelor. Deocamdată județul Hunedoara pe bazinul hidrografic Mureș, pe care răspundem noi, nu s-au semnalat fenomenul de sec, sau nu s-a declarat încă secetă hidrologică, stăm bine, nivelul apei în râul în barajul Cinciș este la 88%, în general noi menținem 88-90% pentru a putea atenua undele de viitură care se pot crea în amonte. Deocamdată, chiar dacă este cod roșu de caniculă, cu apa în râuri stăm bine. Adică nu s-a ajuns la minime istorice, cum s-au mai înregistrat în perioadele anterioare. Rămâne, în schimb, în vigoare măsura furnizării apei după un program fix de doar câteva ore pe zi în două sate din comuna Certej, acolo unde au scăzut debitele micilor surse de apă.